Mircea Goian, da. Și cipoierii din Transilvania. Atât pentru Mihai, cât și pentru dumneavoastră, dragi prieteni, suntem aici la DEVA, ne mulțumim organizatorilor că ne-au invitat, sperăm să vă bucurăm sufletul și auzul. Noi suntem o trupă de cipoieri care de vreo câțiva ani umblăm prin Transilvania, în Moldova, prin Oltenia și pe la Berlin și prin Strasburg. Dar în acest an suntem la ediția a patra a Festivalului Bișilor de aici, de la DEVA. Pentru început, pentru dumneavoastră, vom prezenta o piesă pentru fete, un dans de fete foarte dinamic și foarte incitant. Cimpoierii din Transilvania la Festivalul Bișilor! Și acum continuăm cu o piesă, Ai visul loc. Piesa spune o istorie foarte interesantă despre un servitor care a venit aici în DEVA și a lucrat timp de un an de zile, asta sigur acum vreo 600 de ani, și după un an de zile, biserica, boierul local, dar și regele, i-au luat un impozit, fiecare la rândul lui. Și după un an de zile, concluzia este că acel servitor a lucrat degeaba. Deci ai visul lupul, adică am văzut lupul, știți voi ce se întâmplă când vezi lupul,
cu piesa următoare și o legăm de o altă piesă pe care are ca subiect invocarea ploii. Sperăm să nu vină acest weekend și chiar dorim acest lucru, dar piesa are această istorie. A pornit în 1460 la Friuli și după vreo 100 de ani cineva ia, așa cum se obișnuiește și în ziua de astăzi, i-a părât pe acei, să zicem, acele domnițe și de acei servitori că ei invocă ploaie, i-a părât Inchiziției. Și atunci s-a întâmplat că s-a oprit acest dans, dar noi îl reluăm după 600 de ani și vom cânta Marațula, Scarațula. Deci ai visul lop și Marațula, Scarațula într-un purpuriu, cum știți voi că se zicea în glumă altădată. Cinfoiere din Transilvania!
Mulțumim din suflet. Și acum avem nevoie de un parteneriat cu dumneavoastră. Vom încerca un mix între o piesă din 1651 și o bătaie, un ritm din 1980. Sigur ați ascultat o piesă a lui Queen, Freddie Mercury, cu un ritm foarte, foarte incisiv, pe care noi l-am adaptat la o piesă, cum vă spuneam, din 1651. E vorba de un codicist, John Playford, un compozitor și un tipograf din acea vreme. Dar avem nevoie de palmele dumneavoastră, o să rămâneți chiar singuri. Sper să intrați în jocul nostru. Peste cimpări din Transilvania, cu publicul extraordinar de aici, din Deva, la Festivalul Vișilor, cu Godisis. Și... haideți! Haideți, mâinile sus și ritmul e foarte simplu. Haideți să vă auzim. Auziți ce simplu e. Hai că avem deja prieteni aici în public. Trebuie să ne ajutați. Haideți! Și... Haideți, stingeți lumina să ne vedem, că le este rușine să bată din palme. Haideți, că nu vă auzim, nu vă auzim. Mai tare, toba mai încet, toba mai încet, palmele mai tare. Așa, din ce în ce mai frumos, mulțumim, sunteți mai pomeniți, bravo. Atenție și mai urmează, nu ne lăsăm. Haideți, acum să vedem, trebuie să sune mai bine. Haideți palme, haideți palme. Avem și acolo la terasă o masă a muzicienilor, un centru cultural. Haideți să vă auzim, să vă auzim. Nu vă aud, eu nu vă aud, aud foarte rău. Știți cum e când bancul ăla? Las că se vede bine și de aici, eu nu vă aud de aici. Așa, așa, și mai bine, și mai bine. Perfect. Perfect, mulțumim, mulțumim, mulțumim! Rugăciunea noastră în fața dumneavoastră pentru ajutor, mulțumim tare mult. Și acum vreau să cântăm, am descoperit că sunt ceva irlandezi pe aici undeva, turiști care au fost să viziteze cetatea. Și am zis să le facem o surpriză și să ne arătăm ospitalier, așa că vom cânta o gigă pentru ei, pentru irlandezi, bineînțeles, în primul rând pentru dumneavoastră, un dans specific irlandez. Morrison Jig cu cimpările din Transilvania.
sunteți, sunteți mai pomeniți, mă mulțumim din suflet. Și acum ne-am întors de mult de la Craiova, am pregătit o sârbă. Și vreau să o prezentăm și în fața dumneavoastră, o sârbă oltenească. Dacă acum sunt curajoși, dacă acum sunt unii care vor să joace sârba, sunt invitații noștri aici în fața scenei. Pentru o sârbă e nevoie de un singur contăcător cu dege și cu mâna în sus. Și în rest, și el știe ce are de făcut. Deci sârbă cu cimpoieri din Transilvania. Care dansează și pe care o să le chemăm pe scenă la piesa următoare să ne ajute. Asta a fost sârba noastră. Și acum, domnișoarelor, domnișoarelor, aici, haideți pe scenă, că vreau să vă dau un instrument să cântăm cu voi. Veniți? Haideți. Veniți pe scenă. Nu vreți? Atunci așteptăm pe alți 3-4 copilași. Haideți pe scenă. Haideți. Domnișoara, haideți pe scenă. Haideți pe aici, prin laterală. Încă doi copii, dacă vreau să mai vină cu noi. Să cântăm împreună?
Da, haideți sus, haideți pe scenă. Haideți, haideți, curaj. Băi, aici. Hello. Haideți, deschideți un pic. Haideți, haideți. Hai să cântați cu noi. Uite aici, două, nu un pic. Așa am rezolvat pe un artist, o domnișoară. Da? Așa. Ia uite și la tine o praștie, da? Ok, ia să-i cunoaștem noi pe... Haideți în primul rând aici, în față. Hai, domnișoară. Hai, domnișoară, să vedem cum... Te rog să-mi spui cum te numești. Amelia. De unde ești? De la Deva. De la Deva. Și ești la Festivalul Brișilor, îți plac Brișii. Pe tine cum te cheamă? Alexandra. De unde ești? Tot din Deva. Tot din Deva. Ție îți plac Brișii? Da. Bravo, și mie. Foarte proaspătă. Cum te cheamă? Andrei. De unde ești? Din Deva. Îți plac Brișii? Da. Aștept să-ți spună unul care zice că nu-i place. Ia să vedem pe domnișorul. Cum te cheamă? A fost aici, acolo, la piscină. Și la fântână. Pe scenă și la fântână, bravo. Vrei să cânti cu noi, cu cimpăierii? Da. Bine, uite, ți-a aduc un instrument imediat. Cum te cheamă? Cesar. De unde ești? Da. Bine, am înțeles. Ok, pe tine cum te cheamă? Andrei. De unde ești? Din Deva. Îți fac mișii? Da. Bine, și tu? Melissa. De unde ești? Deva. Îți plac Brișii? Da. Bine, hai să vedem dacă nu mai găsim instrumente și pentru ei. Ia uite aici. Te descurci? Te descurci? Așa? Mai avem încă doi. Bine, să vedem, găsim, nu găsim. Cel mai mare instrument pentru cel mai mare artist. Ia uite ce am găsit pentru tine. Ia uite aici. Da? Așa, uite, miști de el așa. Bine? Ok. Și pentru tine, da? Da? Ok, bun. Tu nu vrei niciun instrument? Nu. Bine, cu ocazia asta am cunoscut pe nici artiști, te cunoaște și pe cei mari. Avem pe domnul Dorin Sevulescu la tobe. Nici o... înseamnă că nu vă place cum bate la tobe. Mulțumim! Domnul Raul Rusului la cipoi. Domnul Alin Bălescu la cipoi. Și Mircea Boian la tobă mare și la tot felul de instrumente și cel care vă manipulează sau încearcă. Sper să reușesc. Bun! Și acum împreună cu micii noștri artiști vom cânta o piesă foarte, foarte frumoasă. O piesă pe care sigur eu o pot să o cânte, da? Deci, la alegere, ce vreți să doriți voi? Eu am să fiu la pe cei mici și... Așa, foarte bine, foarte bine. Tu ce faci aici? Da, nu ok. Așa, perfect. Domnișoară. Haideți să aplaudăm pe micii artiști și toată lumea!
Așa, așa. Haide să-i ajutăm cu palmele, haide să-i susținem. Îi lăsăm așa pradă emoțiilor. Așa. Adevărat, percuționiști, cel mai simpatic e colegul nostru, care are o mică tamburină, o bucată dintr-o tamburină. Bravo! Și acum ultima parte a piesei! Haide, și... Asta a fost. Haideți, lăsați instrumentele aici. Mulțumim. Ați fost grozavi. Vă așteptăm și data viitoare. Și acum noi vom continua cu o piesă foarte, foarte dinamică, cu o piesă care se referă la Cruciada a V-a din 1212. E vorba de lupta cavalerilor templieri pentru Țara Sfântă. E vorba de o piesă extraordinară, cu foarte multe ritmuri, o piesă în care încercăm să redăm iure și bătăliei din acea cruciadă a 15-a. Deci, cavalerii templieri, aici la Deva, cu 5 băieri din Transilvania. Yeah!
acum mergem la curtea lui Ludovic al XIV-lea și vă cântăm un turdion, un dans de curte, care se cânta, cum vă spuneam, pe vremea lui Ludovic al XIV-lea, regele Soare, care a spus letase moa, bineînțeles, sigur că știți acest lucru, și mai spun unii și astăzi letase moa, nu spun așa în franceză, spun în românește, dar acum cu cimpele din Transilvania avem turdion. Foarte generos, vă mulțumim din suflet. Acum aș solicita niște aplauze pentru organizatori, pentru Centrul Cultural Dregan Munteanu și pentru Primăria Municipiului Deva. Haideți, vă rog, mult de tot aplauze, da? Pentru organizarea acestui festival. E un festival tradițional în care
Sigur, iată, suntem și noi prezenți aici. Și acum ultima piesă, cum vă spuneam, o polcă, o polcă cu foarte multe ritmuri, o polcă prin care prietenii noștri, Raul Cimpoier, Alin Cimpoier, Dorin Tobar, Goian Tobar, încearcă să-și arate virtuozitatea de instrumentiști aici în Deva. Mulțumim frumos! Mulțumim din suflet, mulțumim mult de tot și te bucurăm că am fost invitați. Mulțumesc, Mihai!